Bogăția și veselia de Petre Ispirescu Peste drum de palatul unui om bogat era odată bordeiul unui muncitor de pământ. Cu cât casa bogatului sclipea de avuție, cu atât bordeiul muncitorului sclipea de sărăcie. Stăpânul bordeiului avea șapte copii, cinci băieți și două fete, toți mari, toți ajuns de însurat și de măritat. Bogatul avea doi copilași. Copiii muncitorului erau rume și sănătoși, copiii bogatului gălbejiți și bolnăvicioși. Când se lumina de ziua, Omul ieșea din bordei și, după dânsul, toți flăcăii lui, unul după altul, mergeau la lucrul câmpului. Muierile acasă își vedeau de rostul mâncării și de al îmbrăcămintei. Când mâncarea era gata pentru nămiezi, toate mergeau cu merinde la câmp și întindeau o masă cât pe colo pe iarbă dezvenea să te așezi și tu lângă dânsii când îi vedeai. Seara, când se întorceau de la munca câmpului, după ce cinau, bătrânul lua fluierul, că știa să zică din fluier, și miți trăgea niște doine de te adormea. Apoi, întorcându-o pe foaia cealaltă, trăgea niște cântece de dans, câte vreo bătută, câte vreo oltenească sau câte altceva și băieții cu fetele jucau și tropăiau de parcă numai ei singuri erau pe lume. În casa bogatului era muțenie, nu se auzea nici țipenia. Se ducea și bogatul de acasă întrebile sale și după ce se întorcea seara, se închidea în câte vreo cămară și acolo scria tot ce făcuse ziua. Socotea și ar socotea până noaptea târziu. Și era o tăcere de parcă nu locuia nimeni. Încolo toate cămările erau luminate. Dar atâta tot. De multe ori, bogații din casele cele mari nu se puteau odihni de kilomanele din bordeiul de peste drum. Nevasta bogatului pizmuia fericirea săracului. Într-o zi, ea zise bărbatului său. Frate, ce va să zică atâta posomărure, atâta grijă și atâta socotel în care te cufunzi toată noaptea? Nu e zi lăsată de la Dumnezeu în care să te văd și eu odată vesel și cu chef. Până când o să tot fii posac? O să te propădești? Uite peste drum în bordeiul săracului cum domnește veselia. Ei, nevastă, Dumnezeu nu poate da toate omului că s-ar prăpădi, n-ar mai avea ce aștepta. Nouă ne-a dat bogăție și așteptăm veselie. Celor de peste drum le-a dat veselie și așteaptă bogăție. Tot ce dorește omul nu poate dobândi deodată. Pentru aceasta o să-ți dau o probă. A doua zi se sculă de dimineață omul cel bogat și iese din casă. El pândea în drum pe stăpânul bordeiului și, când se apropie de el, îi zise. – Vecine, ai cunoscut pe reposatul tatăl meu? – Da, Maria ta, l-am cunoscut. Ieri, căutând printre hârtiile lui, am dat peste una în care era scris. Să se dea vecinului de peste drum o mie de galbeni, căci este om harnic și cinstit, fără dobândă, fără nimic, să fie dator numai să-i înapoieze când o putea și câte cât se va înlesni. Astăzi împlinesc dorința tatălui meu. Și punându-i în mână o pungă cu o mie de galbeni, se duse pe aici încolo. Muncitorul, cum se văzu cu banii în mână, se întoarse acasă, adună pe lângă dânsul pe toți copiii săi și începu să se laude că ce fel de om și cum a fost el în tinerețile lui. Dovada despre acestea, zise el, este că vecinul cel bătrân, bogatul de peste drum, a lăsat cu sufletul ca moștenitorii lui să-mi dea o mie de galbeni. Iată-i! și îi numărară și socotiră și nu lipsea niciunul. Era o mie în cap. Acum se puseră la sfat ce să facă cu banii. Unul zise una, altul zise alta. Lor nu li se părură bune sfaturile. Unul mai zise ca să ia o moșie cu arendă. Aș, răspunse altul, ca să fie arendaș trebuie să știi carte, să faci cu socotel, să stai cu boierii și cu zapciul zap la taifas. Nu o face pentru noi. Ba să mergem la oraș să deschidem o boltă. Ba să ne facem zarafi. Din una, din alta, se apucară la ceartă. De unde până aci era veselie mare în bordeiul lor, de când intrase mia de galben în casa lor, parcă intrase dracul neurnirii și al zarvei. Nici tu cântar, nici tu jocul, nici tu nimic. Femeia muncitorului se luă pe gânduri și zise. Bărbat, de când a intrat deavolul ăsta de aur în casa noastră, pace nu mai este și, luând punga cu totul, o aruncă într-un râu ce curgea pe aproape de coliba lor. Copiii, cum văzură una ca asta, săriră cu toții, intrară în gârlă și începura a căuta punga cu galbenii, să semnece oameni oamenii și mai multe nu, și de lăsat nu se lăsară până ce nu găsiră punga și o scoaseră afară. Și, întorcându-se cu dânsa acasă, bătrânul muncitor zise, Știți ce? Ca să fie pace, eu voi lua jumătate din bani și jumătate să îi împărțiți între voi. Așa mi se pare mie a fi cu dreptul. Când auziră copiii una ca aceasta, toți săriră cu zurbaua, că de ce bătrânul să ia mai mult? Ce să tot lungim vorba? două, trei zile cât trecură până să-și facă ei planurile și să se învoiască ce negot să facă, bordeiul lor era ca și pustiu. Nu se auzea nici cântări, nici kilomane de râs, nici jocuri. Stau toți cu totul și chipzuiau și puneau la cale lucruri ce au rămas baltă. Bogatul își chemă vasta în seara din tâi și îi zise să asculte veselia oamenilor din bordei. Dar ea nu auzi nimic. A doua seară și a treia seară, tot așa. Se mira și ea, când, a patra zi dimineața, văzu pe vecinul lor ce sărac că vine la dânsi. Bogatul ieșea afară să vadă ce poftește. Și vecinul începu a zice. Boierule, fă-ți pomană cu noi și primește-ți darul înapoi. De când acest diavol a intrat în bordeiul meu, pacea n am mai văzut-o cu ochii. Ia-ți banii și fii sănătos. Dumneata cu bogăția dumitale, eu cu sărăcia mea. Dumneata cu posăcia dumitale, eu cu veselia ce-am învățat. Și, întorcându-se la casa lui, el cu al lui începură a urma, ca mai înainte, să cânte și să joace. Bogăția ieșise pe fereastră. Veselia intrase pe ușă. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!